Domnul și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Mai mult ca sigur că l-ați văzut în sezonul 10, a câștigat sezonul 10 de la Vocea României și nu e o reclamă acestei emisiuni, este fenomenul care a prins România. A câștigat sezonul 10 și i-a uimit pe jurați, mai ales pe Tudor Chirilă, cel care a fost antrenor. Astăzi este prezent în platoul nostru ca să vă spună povestea noilor apariții muzicale. Este vorba despre Iulian Nunucă, câștigătorul încă o dată al celei de-a 10-a ediții a fenomenului Vocea României. Bună, Iulian, bine ai revenit în platoul nostru. Bună ziua, bine v-am regăsit. Chiar mi-era dor să vin aici, mai ales acum sub un alt statut, oarecum. Da, da, adică cei care au urmărit și emisiunea trecută pot face o comparație. Cum ai fost atunci, cum ești acum, nu? Exact, chiar acum mi-amintesc. De multe ori stau și mă uit la clipul anterior. Și acum, eu fiind aici și stau și realizez câte s-au întâmplat și spuneați dumneavoastră, sper, după un timp să vii iar la noi în emisiune și să ne povestești ce ai mai făcut și să ajungi așa cele mai înalte. Păi, na, toată această perioadă te-ai ocupat de muzică, nu? Da. Atât știu să fac cel mai bine și nu mă văd făcând altceva, asta ca să știe toată lumea. M-am ocupat și cu școala, în primul rând, pentru că foarte multă lume mă întreabă de ce n-ai lansat mai repede piesa. E bine, eu am avut ultimul an de liceu în clasa 12-a, eram nevoit să mă împart între școală și muzică. Da. De aceea a fost un pic mai greu să lansez prima mea piesă, dar cu toate astea chiar am reușit să lansez prima mea piesă, Ceruri, Iulian Nunucă, găsiți pe YouTube, pe toate platformele de muzică. Și chiar sunt foarte mulțumit de ceea ce am realizat și le mulțumesc celor de la Universal Music, pentru că este o casă de producție la care eu pot să mă simt artist și mă simt acolo în elementul meu. Ca într-o familie te simți acolo, nu? Ca într-o familie sau ca între artiști. Am înțeles. Bun. Cât timp a luat ca să faci această melodie, să o compui, să o finisezi? E mult mai greu decât pare, pentru că lumea, de asta și-am primit așa multe întrebări, lumea care nu știe cu ce se abordează tot felul de chestii despre muzică, crede că o piesă se face așa, una, două, bați din palmi și ai făcut piesa, dar nu e așa. Mulți spun că, domnule, trebuie să ai acea inspirație, da? De moment, după care totul e rapid, nu? De multe ori mi s-a întâmplat să stau și câte 7-8 ori în studio ca să pot să finalizez o piesă. Nu neapărat finalizez, ca un demo mai exact, dar în legătură cu piesa mea, prima mea piesă pe care am lansat-o, Cerul, mi-a venit așa o inspirație, stăteam cu Vlad Cireșan, cel care m-a ajutat să compunem piesa, am compus-o împreună, și spuneam, eu tare mă uitam la cer, era o vreme frumoasă cu soare și am zis că eu tare iubesc cerul, sunt norocos că pot să-l văd și zic, vreau să fie o piesă cumva să bată înspre zona de dragoste, în zona lucrurilor pe care noi suntem norocoși că le putem vedea și vreau într-un fel să, din toate elementele astea, să le așezăm într-o piesă. Pentru că asta am simțit atunci, pe momentul ăla, și e foarte important, pentru că atunci când simți să faci o piesă în momentul respectiv, e foarte important tot atunci să iei cumva, să o așezi de la cap la coadă, pentru că data următoare, exact, nu mai este aceeași stare. Nu ai aceeași feeling. Exact. Bun. Din câte știu eu, și aici te rog să mă corectez dacă nu am dreptate, de obicei, compozitorul, nu, face acea piesă cât mai aproape de final, după care cere sfatul unor colegi de breaslă care mai vin cu niște adăugiri. Dom'le, aici nota asta mai așa, aici ar trebui și nu știu. Exact. Să trece prin mai multe etape până când lansezi o piesă, să ia în considerare părerea mai multor oameni, pentru că chiar dacă mie s-ar putea să-mi placă piesa, dar eu trebuie să fiu, nu numai eu, toți cei care lucrăm la acea piesă trebuie să fim concentrați la, pentru că muzica e despre dăruire și atunci când cânți, tu nu doar îți dăruiești ții plăcerea asta, tu trebuie să o dăruiești, cumva, trebuie să o lași să iese afară, cumva. Da, am exact. Înțeles. Și e foarte important cel care te ascultă să simtă asta. Ai cerut sprijinul colegilor de breaslă? N-am ajuns încă la asta, dar ori de câte ori o să sunt nevoia și... Cum nici măcar antrenorului tău, Tudor Chirilă, nu i-ai trimis piesa ca să își dea o părere despre ea? Eu sunt sigur că probabil o fi ascultat-o, cred, nu știu, dar ori de câte ori am nevoie să cer un sfat sau o părere, nu ezit să o cer. Și cu toate astea, e foarte deschis la a-mi răspunde foarte frumos. Am înțeles. Bun.
E prima piesă a ta pe care ai lansat-o, nu? Da, prima mea piesă. Vor urma multe altele, sunt convins că exact, da. Exact, pentru că totul are un început. Poate la mulți alți artiști, poate începutul e mai bun decât al meu, dar eu vreau să vă spun că urmează niște piese foarte de la sufletului meu. Am chiar una preferată și la inima mea. O văd mai mult ca o piesă divină și abia aștept să o lansez și stați cât mai aproape. Bun, te-ai gândit să le aduni? Nu știu, și să scoți un disc acum cu CD-uri, dar nici măcar CD-uri nu mai sunt. Acum, cum promovezi activitatea ta? Acum cel mai mult se promovează cu ajutorul platformelor de socializare. Atât, nu? Adică da. Mă gândesc când spun asta la YouTube, Facebook, cel mai în trend, TikTok, dar nu numai, adică sunt mai multe etape prin care se promovează o piesă. La radio se promovează cu... mai multe chestii. Așa este, bun. De ce te întreb? Pentru că tu ai compus și ai lansat această piesă. Da. Bun. Ai investit și bani, și timp, și efort. Cum recuperezi, financiar vorbind, banii care i-ai investit? În momentul în care eu câștig un concurs ca Vocea României, acolo deja, mai mult decât premiul care mi s-a oferit, deja sunt sub... Aripa. Exact, sub aripa unei case de producții. Am înțeles. Și casa respectivă suportă cheltuielile legate de lansarea... Absolut, absolut. Mm-hmm. Eu acolo sunt doar artist și în urma proiectelor mele muzicale pe care le organizăm toți împreună, toți avem de câștigat. Dar nu, mă gândeam pentru că este vorba despre o creație proprie și atunci... într-un fel trebuie să fii și răsplătit financiar. Exact. Pentru... la asta și mă gândesc și eu, pentru că în momentul în care se cheltuiesc niște bani pe o piesă, probabilitatea ca banii să fie recuperați înapoi depinde de public. Adică de cât de vizionată este piesa, câtă susținere am din partea publicului. Așa este, cât se poate reclar, mai ales dacă ai spus că e lansată și pe YouTube, acolo sunt tot felul de sponsori, sunt tot felul de, da, de societăți care vor să-și promoveze produsele. Bun, e prima piesă, cam când crezi că va apărea următoarea? Următoarea piesă urmează să apară, nu-i piesa mea proprie. Am înțeles. Este un cover al unei... este o colindă foarte frumoasă, Cerul și Pământul. Aha. Este cântată, dacă nu mă înșel, de interpretul original Ștefan Hrușcă. Da. Eu m-am inspirat foarte mult din interpretarea Paulei Selling. Dacă mi-aduc aminte bine, am spus și data trecută de ea. Este una dintre artistele mele preferate din România. Și o asociez cumva cu marele voci. Și eu îmi găsesc inspirație de la oamenii cu har. Cu har, în sensul în care ajunge la inima mea ceea ce ei transmit. Deci te-ai inspirat din vocea, din interpretarea Paulei Selling? Da. Și cumva am făcut în așa fel încât să-mi arăt și eu amprenta. Exact. Că până la urmă asta, dacă e vorba despre artiști, asta este important. Fiecare să-și arate propria lui interpretare. Corect. E diferență mare în a copia pe cineva și a te inspira de undeva. Am înțeles. Când va fi lansată această colindă? Pe 1 decembrie. De Ziua Națională a României. Da, mai este foarte puțin. Ai zis gata, atunci... așa încât bun, avem timp. Ea va fi lansată pe platformele de socializare, pe YouTube, pe tot, nu? Absolut, pe toate platformele muzicale. Deci cei care vor să urmărească de pe data de 1 decembrie dau acolo Iulian Nucă colindă. Doamne, cum să nu. Și imediat ajung acolo. Bun. Facem postări de toate ca să putem să fim la curent. Mi se pare absolut firesc. Bun. Ai prima melodie, Cerul, urmează această colindă. Care sunt planurile de viitor? Cam tot aceeași zonă. Vreau să rămân în studio, să fac cât mai multă muzică, să lansez. Pentru că prin asta poate un artist să se promoveze. Prin muzică, multă muzică. Bun, perfect. Eu înțeleg. Casa respectivă îți impune anumite restricții, nu? Adică te obligă, nu știu, să scoți o melodie la 2-3 luni sau cum? Nu, poate sună prea mult că mă obligă, nu e așa. Nu, adică, niște... la fel cum am mai spus-o, eu acolo mă simt ca cum am spus dumneavoastră, ca cum ai fi într-o familie de artiști, exact așa. Da, bun, dar contractul respectiv spune la dreptul la obligații, Iulianu Nucă trebuie să...
Ca în orice contract de altfel, adică vă dați seama că necesită anumite restricții, eu trebuie să mă... Să te pliezi pe exact. Cerințele contractului. Exact. Dar, în acel contract sunt prevăzute și concerte. Da, concerte. Ai terminat liceu, ai terminat cu școala, cum ar veni, acum ai timpul liber ca să poți să mergi și să ai și concerte. Exact. Primul concert? Știți cum e... Eu îmi găsesc scena oriunde aș fi, și pe stradă, și acasă, și la anunți, și la evenimente, și la concerte, când oriunde sunt invitat. Uh-huh. Și mie îmi place, dacă asta mie îmi place să fac cel mai mult, ar fi și culmea să refuz. Bun, dacă o faci din plăcere, cea mai bună, cum să spun, meserie, dacă vrei să fie așa, cea pe care o faci cu plăcere. Da. Casa respectivă cu care ai contract se gândește la organizarea vreunui concert, vreunui eveniment de genul ăsta sau nu? Da. Trebuie tu ca să faci... Artiștii, noi artiștii de acolo... Da. Fiecare are câte o persoană cu care să comunice despre evenimente, concerte. Uh-huh. Eu am avut foarte multe concerte în Iași, în București și în mai multe zone ale României, pentru care eu nu aș fi fost responsabil 100% să pot să iau eu toate evenimentele. Nu aș fi descurcat. Așa este, da. Am avut parte de ajutor. Uh-huh. Prin intermediul căruia, adică managera mea de acolo. Corect. Prin intermediul căruia am realizat foarte multe concerte, evenimente. Uh-huh. Bun, acum, în luna decembrie, ai spus că pe 1 decembrie lansezi această colindă. Felicitări, da. Felicitări, pentru mulțumesc. Că nu e simplu. Doamnelor și domnilor, nu știu dacă mulți dintre dumneavoastră sunteți familiarizați cu ceea ce înseamnă să compui. Nu prea cred, nici eu nu sunt familiarizat, dar oricum este un proces foarte greu. Cel puțin din documentarea care am făcut-o eu de-a lungul anilor. Da. Bun, în luna decembrie vei avea vreun concert? Da, la București, pe 22 decembrie. Voi avea un concert cu mai multe piese, tot felul de piese, de la Collins până la muzică rock, tot felul... Abordezi toate genurile de muzică, exact, nu? Exact, lumea care m-a apreciat și la Vocea României. Da, la Vocea României, știu că jurații stăteau și se gândeau, domnule, e o singură persoană pe scenă, e un grup, sunt 4, 5, 6... Da, asta a fost în prima etapă, da. Da, adică stăteau și se gândeau, bă, ce a venit? A venit corul Madrigal, cine... Spre surprinderea mea, ca să dau un pic așa din casă, un... moment foarte frumos. În momentul în care trebuia să urc pe scenă la Vocea României, eu habar n-aveam că în fața mea o să stea o cortină. Și atunci am zis, păi de ce cu cortina asta? De ce n-au și ceilalți concurenți? La care îmi spune unul din cei care lucrează. Organizatorii, exact. Da. Îmi spune, păi tu ești mai special, mă, nunucă. A, deci ai avut acea cortină în față ca ai... Da, pentru că a fost, până la un moment dat, Irina spunea, ea s-a întors prima și spune lui Tudor, sunt trei pe scenă, voia să-l duc în eroare astfel încât eu, ea să fie sigură că eu mă duc la ea în echipă, dar eu de acasă, nu știu dacă s-a dat asta pe post, nu mai țin minte, dar eu de acasă am venit în gând cu să merg la Tudor Chirilă. Deci ți-ai propus Tudor Chirilă să fie antrenorul tău. Eu urmărind emisiunea de când sunt mic copil și dorindu-mi să ajung acolo pe scenă, știam că el e cel mai preceput la modul în care alege piesele concurenților, modul în care se raportează la concurenți, la fiecare în funcție de personalitatea lui. Cu alte cuvinte, Tudor Chirilă te-a influențat foarte mult în ceea ce privește cariera ta muzicală. Foarte mult, chiar și la momentele pe care le-am avut acolo la Vocea României, cel puțin, eu mi-am dorit foarte mult să cânt o piesă rock. Și am spus treaba asta, el mi-a respectat dorința și mi-a îndeplinit-o oarecum. A fost o piesă foarte grea, trebuia nu doar vocii, acolo trebuia un fel pachet, ca un pachet complet, pentru că asta e vorba despre corect. Un artist. Mi se pare absolut normal, trebuie să ai un joc de scenă, să cânt, să respect muzica. Da, e un spectacol complex, nu? Exact. Da. Iar eu când m-am inspirat din mișcările lui, pentru că eu îl știu pe el, eu îl știu, am urmărit spectacolele lui mai ales când am fost în toată zăpățeala asta cu Vocea României, că până la urmă e vorba despre toate emoțiile. La Vocea României treci prin zăpăcel, prin bucurii, prin tot felul de momente. Așa este. Am avut și momente în care am plâns, pentru că nu e ușor, eu știu, printre cele mai grele concursuri din România și poate chiar cea mai mare scenă din România, cred. Bun, în ceea ce înseamnă mișcările pe scenă, la concertele tale, da.
te vei inspira iarăși din mișcările lui Tudor Chirilă? Da, eu am mai mulți artiști la care mă inspir, în special, cum am spus și data trecută. Ai spus, Paula Selling la voce este nebunitoare. Da, 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 deși în inima mea locul 1 va fi întotdeauna Celine Dion. Ah, bine, da. Așa cum am mai spus-o, pentru să-i că... Să-i da Dumnezeu... Sănătate, sănătate, pentru că despre asta e vorba. Trece și ea printr-o perioadă mai dificilă, dar ne rugăm pentru ea și o să fie bine. Deja și-a revenit. Mă inspiră foarte mult în sensul în care eu, dacă nu știu ce să fac pe scenă, să aprind imediat un beculeț și spun, ce-ar face Celine Dion în momentul ăsta, zic? Ia să fac și eu să mă inspir un pic de la ea și zic, e foarte important felul în care captezi atenția publicului în momentul în care cânți, pentru că mulți... De obicei trebuie să comunici cu publicul, da, asta este. Comunicarea este foarte importantă. Am înțeles. Bun. Suntem la finalul ediției și vreau neapărat să te întreb un ultim lucru. Anul 2024. Da. Crezi că va fi anul în care vei da lovitura? Nu știu. Adică eu o las asta la voia lui Dumnezeu. Eu muncesc, dar până la urmă știți cum e, tot cu Doamne ajută. Eu așa, eu pe principiul ăsta merg. Nu mi-am făcut niciodată planuri de viitor sau ce o să fac anul viitor, pentru că eu pot să fac foarte multe planuri, dar așteptările mari aduc dezamăgiri și undeva vreau să am un echilibru. Adică nu vreau să mă gândesc nici prea mult, vreau să trăiesc prezentul, să mă bucur de viață, că asta e cel mai important. Și eu, în momentul în care muncesc și studiez, sunt sigur că munca dă roade și nobilează omul. Am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune și succes, pentru că, într-adevăr, te așteaptă o carieră muzicală de succes, sunt eu convins de acest lucru. Eu mulțumesc, pentru că îmi face plăcere să vin de fiecare dată aici. Doamne și domnule, suntem la finalul acestei ediții. Puteți să căutați pe YouTube deja prima melodie pe care a lansat-o Iulian, iar pe 1 decembrie va fi acea colindă specială. Căutați pe canalele, pe canalul respectiv sau pe platformele de socializare, dați căutare Iulian Nunucă. Sigur. Și veți găsi niște piese extraordinare. Până data viitoare, cele bune. La revedere.